CSM Știința Baia Mare își așteaptă mâine suporterii la primul meci de rugby disputat pe teren propriu în acest sezon, adversara băimărenilor fiind CSM București. După meciul câștigat categoric în deplasare la Cluj-Napoca în prima etapă din Superliga, băimărenii s-au instalat pe prima poziție în clasament și vor juca mâine dimineață de la ora 11 pe stadionul Lascăr Ghinet cu CSM București. Echipa bucureșteană nu a avut un start strălucit de sezon, pierzând în prima etapă cu 12-28 întâlnirea cu Steaua. Chiar dacă acum sunt doar pe locul 6 al clasamentului, cei de la CSM București nu vor fi tratați cu superficialitate de băimăreni. Antrenorul Științei este conștient de valoarea lotului echipei bucureștene și atrage atenția jucătorilor săi că echipa din capitală nu va fi una ușor de depășit, deoarece CSM este o formație cu un lot tânăr și ambițios. După prima etapă a sezonului din Superliga la rugby, CSM Știința Baia Mare ocupă prima poziție a clasamentului cu 5 puncte și un punct bonus, fiind urmată pe podiumul provizoriu de Steaua și Dinamo. Băimărenii își doresc pentru mâine o victorie categorică pe teren propriu în fața propriilor suporteri, pe care îi așteaptă în număr cât mai mare în tribune.